psihiatru este doctor, cum s-ar spune. Psihologul, din câte știu, este doar un consilier care, din câte știu, nu poate prescrie un tratament medicamentos. Deci... Uite, îți poate confirma doamna psiholog. Da. Într-adevăr, psihologul, împreună cu psihiatrul, formează o echipă. În orice tulburare psihică, o tulburare psihică nu poate fi vindecată fără intervenția amândură. Noi avem ca și sarcină terapia psihologică. Medicul, cum spunea colegul nostru, are în sarcină prescripția medicamentos. Așa. Într-adevăr, la psiholog nu se prezintă doar persoanele care au nevoie să-și rezolve o problemă psihică. Da? Există o limită, probleme subclinice și clinice. La noi, elevul care vine la consilierul școlar poate să-și cunoască abilitățile. Deci, psihologul este și acela care te ajută să te autocunoști, să-ți dezvolți prioritățile și aptitudinile. Rușine nu este, pentru că la nivelul tuturor școlilor deja putem spune că există o frecvență destul de mare a elevilor care solicită ajutorul. Deci au scăpat nostru de inhibiția asta, din punctul dumneavoastră de vedere. Cel puțin la școala noastră nu există inhibiția asta. Depinde într-adevăr de psihologul școlar. Deci, în concluzie, nu vin oamenii bolnavi la psiholog. Okay. Ați avut cazuri de elevi care au venit la dumneavoastră cu probleme sau doar să discute, fără neapărat a avea o problemă serioasă? La problema noastră de comportament? Da, și tema noastră de astăzi, dar și în general, dacă aveți o frecvență cât de cât mare a frecvența elevilor. Este, eu spun, destul de mare, nu foarte mare, ca asta ar fi destul de problematic. Grav, da. Cred că este suficient. Noi ne facem cunoscuți în cadrul orelor de dirigenție. Probleme apar din atât probleme clinice grave, cât și mai puțin grave. Pot să spun că există tulburări psihice la nivelul tuturor școlilor. Există elevi care sunt deja în acea fază de contemplare a consumului de drog. Există elevi, atât la școala mea, cât și în alte școli, care au luat contact cu drogurile. Cărui fapt se datorează această creștere din ce în ce mai mare a adolescenților, în primul rând, care consumă droguri și... Păi, cum spuneai, adolescența, aici este perioada în care încercăm să ne exprimăm. Da, dar nu suntem acceptați să experimentăm, într-adevăr. Nu suntem acceptați în cadrul familiei, în cadrul clasei, să spunem. Încercăm să fim acceptați în cadrul grupului de consumatori de drog, de exemplu. Dar atâta timp cât și la televizor și în presă, în general, se face atâta mediatizare, da, se spune drogurile nu sunt bune, nu consumați, Adolescentul nu este sensibil la efectele de lungă durată. Chiar și voi, dacă vă spun acum că, să spune, consumați tutun și peste 20 de ani veți avea cancer. Da? Sensibilitatea este foarte redusă. Adolescenții sunt sensibili la efectele de scurtă durată, imediate. Dar și există probabil în cazul consumului de droguri și efecte imediate, nu neapărat pe termen lung. Într-adevăr, doza de injectată poate provoca chiar de la prima administrare moartea. Dependență și moarte de supradoză. Supradoză, da? Deci, cu toate că există informare, cum spui tu, este nevoie de nu rezolvarea în sine a consumului de substanță. Consumul de substanță este un efect a altor probleme. Ceea ce trebuie să rezolve un psiholog, un părinte, dirigenții, este problema în sine. Problema de... fie este o depresie, sentimentul de incapacitate, de stima de sine scăzută.
problemele în general pe care le avem fiecare, ca o vreme determinată. Eu am o curiozitate. De fapt, oarecum îmi cunosc răspunsul, dar de ce persoanele care consumă sau care vor să-și propage marfa se leagă tot de cele vulnerabile, ca să creeze așa o dependență abruptă dintr-o dată? De ce? De ce nu-și aleg o victimă la nivelul lor? Adică, dacă eu îl țin pe, dau un exemplu, pe Vlad, că e sub nivelul meu emoțional, adică reacționează ușor, îmi aleg victima Vlad. De ce nu mi-aleg la nivelul meu? Să văd cum rezistă. Mi se pare o doză de lașitate aici. Și mă deranjează cumplit chestia asta. Este vorba de economie, în primul rând. Pentru că unul cu o personalitate mai redusă, mai introvertit, va veni mai repede, mai des. Nu va fi așa puternic să spună nu. Și... e greu, într-adevăr. Este cel mai greu să spui nu. Da. De să nu jignești, să nu, să nu, să nu, și ajungi la concluzia că ești propria victimă. Și ajungi să ai acest sentiment de superioritate atunci când reușești să atragi alte persoane în cercul tău și te simți mai bine, probabil, că te simți superior, simți că ai făcut că ceva. Da. Da, întotdeauna primul este cel mai învățat. De aceea multe programe din școală se focalizează pe comunicarea asertivă, cum spuneai, a spune nu. Există o majoritatea celor care, pe care tu îi numeai slabi, de ce merg dealerii, persoanele cu personalitate în curs de formare, da, nedezvoltată total. Există un element din structura personalității numit autoeficacitate. Vă rog să mă scuzați că vă întrerup, am auzit că avem un telefon. Alo? Alo, bună seara! Alo! Alo, bună seara! Alo! Da, puțin mai tare dacă se poate, vă auzim foarte slab. Bună seara! Bună seara! Cu cine stăm de vorbă? Cu Marcel. Bine ai intrat în provocarea, te ascultăm, Marcel. Pe domnișoara de acolo vreau să o cunosc. Pe care domnișoara? Blonda. Pe Blonda. Îmi scrie și mie o teorie despre droguri. Să-ți țină o teorie? Păi presupun că tu deja ai o teorie în mintea ta, nu ne spui tu? Nu vreau să spun. Păi de ce? Presupun că ai venit să afli și în același timp să ne spui și părerea ta. Noi deja am discutat de minute bune. Dacă ne provoci pe noi, trebuie provocăm și noi pe tine. Pe tine, pe tine, pe tine, exact. Pe mine? Da. Sunt cam brunetă. Scuze. Alo, tare rău să aude. Da, te ascultăm, Mircea. Ce vrei să afli? Marcel, te rog să mă scuzi. Alo. Da. Alo. Noi te auzim. Marcel, noi te auzim. Așteptăm întrebarea ta. Presupun că ai vreo întrebare pentru noi, că o teorie ar trebui să stăm o zi întreagă ca să încercăm să-ți redăm o teorie. Asta este. S-a speriat Marcel al nostru. Rugăm să revină dacă insistă. Să continuăm. Cum spuneam, acest sentiment de autoeficacitate, adică tradus, sunt capabil să fac anumite lucruri sau nu sunt capabil, se dezvoltă, nu ne naștem cu autoeficacitatea dezvoltată. Și cum spuneai, cei slabi, încă nu știu, nu-și cunosc capacitățile, propriile aptitudini. Da? Din ce cauză? De multe ori există autoevaluare? Nu neapărat. O lipsă de încredere în forțele proprii pe care o învățăm din familie. Da? Părintele care